În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Atunci, cine poate să se mântuiască? Iubiți credincioși, cred că este una dintre cele mai tulburătoare întrebări, pentru că pericopa de astăzi ne prezintă un dialog între un tânăr bogat și Mântuitorul. Și spune Sfântul Evanghelist Matei că într-una din zile s-a apropiat de Iisus un tânăr bogat și l-a întrebat zicând: Învățătorule bun, ce să fac să moștenesc viața cea veșnică? Și atunci Mântuitorul i-a zis: păzește poruncile. Și tânărul l-a întrebat: care? Și Mântuitorul i-a răspuns: să nu ucizi, să nu faci desfrânare, să nu furi, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Atunci tânărul a răspuns zicând: toate acestea le-am păzit din pruncie, ce mai lipsește? Și Mântuitorul i-a spus atunci: du-te, vinde toate câte ai, împarte săracilor și vino și urmează mie. Și spune Sfântul Evanghelist, s-a întristat foarte tânărul acesta, pentru că era bogat foarte și a plecat. Și Mântuitorul în urma lui a spus: o, cât de greu poate să intre un bogat în împărăția cerurilor. Adevărat vă spun vouă că mai lesne intră o cămilă prin urechile acului decât să intre un bogat în împărăția cerurilor. Și atunci ucenicii l-au întrebat: atunci cine poate să se mântuiască? Și Mântuitorul a răspuns: aceasta este cu neputință la oameni, dar la Dumnezeu este cu putință. Iubiți credincioși, sunt multe lucruri în aceste puține cuvinte. Sunt multe lucruri asupra cărora ne-am îndreptat atenția în anii anteriori, ba vorbind despre tânărul bogat, chiar mi-aduc aminte acum vreo 2-3 ani, mă întrebam care este sensul bogăției și vă spuneam că bogăția este de mai multe feluri. Este provenită, pe de o parte, dintr-o moștenire, ceea ce se întâmplă și la tânărul bogat, este agonisită prin sudoarea frunții, este furată sau este luată din altă parte, ne gândim la via lui Nabot, ne gândim la lucruri cum se pot acumula bogățiile și chiar să știți că societatea capitalistă și-a găsit deja o explicație a bogăției și a spus că exonerează de orice explicație pentru adunarea primului milion. Acum, de când suntem cu toți românii milionari, bineînțeles că să nu ne trebuie nimeni de unde avem primul milion. Primul milion este o parte mică dintr-un salariu. Așadar, cu acest milion trebuie să facem mai departe. Dar tânărul acesta, fiind și tânăr și bogat, cu siguranță că nu va fi avut bogăția făcută de el. O avea moștenită. Am vorbit altădată despre această constatare a Mântuitorului că greu va intra un bogat în împărăția cerului și despre comparație pe care a făcut-o. Și mi-aduc aminte, atunci când eram mic și mergeam la biserică, la adormirea 1 mergeam atunci lângă Tomis, era părintele Vârnav și părintele Lembrău, părintele Braniște, Dumnezeu să-i odihnească. Și în fiecare an ne spuneau: băi fraților, să nu vă gândiți acum cu cămila asta cum să intre prin urechile acului. Mai spuneau că este vorba și de o traducere care ar însemna de fapt camila sau odgonul acesta, o frânghie foarte groasă cu care se priponesc vapoarele. Dar mie mi-a plăcut că într-unul din anii în care m-am aflat în biserică, l-am auzit pe părintele Constantin Lembrău spunând despre orașul Israel, care este ca o cetate, sau era în timpurile acelea, ca o cetate și avea mai multe intrări. Și ne-a explicat foarte frumos că la o stână erau mai multe intrări și printre care erau și intrările prin care intrau oile, pentru că nu puteau să intre porcii, că n-aveau ce căuta în Ierusalim. Intrau oile și aceste porți se numeau urechile acului.
Nu putea să intre nici măcar păstorul prin aceste urechi ale acului, el intra pe altă poartă. Și poarta numită urechile acului era arăta ca niște urechi de ac prin care intrau oile. Acum vă imaginați cum se va fi putut chinui o cămilă să intre pe acolo. De Mântuitorul zice însă că mai ușor i-ar fi fost unei cămile să intre prin acel loc decât unui bogat să intre în împărăția cerurilor. Iubiți credincioși, totuși astăzi m-am gândit să vă spun despre un lucru la care, după ce m-am pregătit eu toată săptămâna să vorbesc despre ceva, mi-a venit astăzi la slujbă în gând de ce Mântuitorul care, altădată când se întâlnește cu un dregător, întreabă care sunt poruncile, spune-mi-le tu, astăzi răspunde el la întrebarea care sunt poruncile pe care trebuie să le țină acel tânăr bogat să fie desăvârșit. Acel tânăr bogat află de la Mântuitorul, care putea să-i spună în termeni tehnici, ține poruncile decalogului. Și gata, știa omul care sunt. Dar nu, Mântuitorul astăzi s-a referit fix la cea de-a doua tablă a legii. Atunci când s-a coborât de pe muntele Sinai, Moise cu tablele legii erau două table. Și de ce erau două table? Pentru că pe prima tablă erau trecute patru porunci care reglementau datoriile și principiile de bază ale legăturii noastre cu Dumnezeu, începând cu eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei afară de mine, să nu-ți faci chip ciopri, cinsește ziua Domnului și mai departe. Cele patru porunci erau pe o tablă și iată că vine cu a doua tablă a legii, care ne dă încă șase porunci despre conviețuirea noastră cu ceilalți. Și începe așa cum zice poporul român, că mai aproape este cămașa decât haina, începe cu părinții. Părinții sunt cei pe care îi cunoști prima dată, sunt cei care îți pot da libertate sau s-o pot lua, îți poate spune mama să vii la ora cu tare sau la ora cealaltă, după ce, bineînțeles, negociază cu tatăl. Putem să aflăm o viață liniștită și frumoasă sau să ne facem pe românește zile fripte în casă. Și zice, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Bun, acum să revenim la ceea ce i-a spus Mântuitorul, că i le-a și prezentat într-o ordine foarte interesantă. Toate poruncile, de-abia azi, după atâta teologie și după atâta slujire la altar, mi-am dat seama că, de fapt, toate poruncile din decalog, cele după a doua tablă, sunt cuprinse într-una singură, să nu ucizi. E singura poruncă. Hai să vă spun de ce. Prima este faptul că m-am gândit la acest lucru pentru că prima pe care Mântuitorul a arătat-o ca poruncă a zis să nu ucizi. Mi-a zis altă, să nu ucizi. După aia a zis să nu fii desfrânat, apoi să nu furi, să nu fii mărturie mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Hop! Va să zic că deja aflăm care este numitorul comun. Și am zis că este acesta, să nu ucizi. Cuțitul este un element neutru din punct de vedere moral. Așa frumos spunea Dumnezeu să-L odihnească în alt preasfințitul mitropolit Anania. Zice, un cuțit pe care eu îl am în mână, pot să-l folosesc să tai pâine și să mănânc eu și să hrănesc și pe aproapele meu, dar cu același cuțit pot să iau și viața cuiva. Va să zic că nu cuțitul în sine are vreo valoare morală, ci eu sunt cel care îi dau valoare. Eu sunt cel care îl folosesc la bine sau la rău. Eu fac din cuțit un lucru bun sau un lucru rău, pentru că el este, din punct de vedere moral, așa cum am spus, neutru. Și mergem mai departe. Să nu ucizi, e clar. Deci porunca este să nu. Să nu ucizi. A doua poruncă este să nu fii desfrânat. Acest lucru îmi aduce aminte de faptul că încă mai sunt oameni creștini de-ai noștri, foarte bisericoși de-al mintei, care au o viață foarte, foarte liniștită. Și spun și celorlalți, dacă întreabă cineva de ce nu se duce prea des la biserică, de exemplu, zice, păi, la mine totul este în regulă. Cum adică?
Zice, n-am omorât pe nimeni, n-am spart casa nimănui, sunt în regulă. Bun. Înseamnă că după ce zice să nu ucizi, vezi că asta este și în tradiția populară românească, vezi, după ce a zis să nu ucizi, zice, n-am omorât pe nimeni, după aceea zice, n-am spart casa nimănui, adică să nu fii desfrânat. Ce înseamnă să fii desfrânat? Înseamnă să ucizi dragostea. Să ucizi și căminul din care ai plecat, să ucizi și căminul celui în care ai intrat, pe ușa din spate. Așadar, tot să ucizi înseamnă să fii desfrânat. Și trecem mai departe la următoarea poruncă pe care Mântuitorul a spus-o și anume a zis să nu fii mărturie mincinoasă. Ce înseamnă să fii mărturie mincinoasă? Să ucizi adevărul. Adică ăsta e adevărul și tu l-ai ucis. Ori prin tăcere, ori prin omisiune, ori prin înlocuirea lui, tot ucidere se numește. Le-ai ucis pe ăsta și le-ai scos pe celălalt. Apoi zice să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Ce înseamnă să nu-i cinstești? Să-i ucizi. Să-i ucizi. Pentru că dacă nu-i cinstești, le-ai ucis calitatea de părinte. Și când le-ai ucis calitatea de părinte, e clar că ai săvârșit acest păcat, să nu ucizi. De asta Mântuitorul accentuează să nu, să nu, să nu. Mai departe, zice să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și noi totuși știm că ultima poruncă, a 10-a poruncă din Decalog, sună altfel. Și anume zice să nu poftești nimic din cele ale aproapelui tău, nici femeia lui, nici casa lui, nici pământul, nici tot din ceea ce este aproapelui. Va să zic că Mântuitorul a tradus ultima poruncă a Decalogului. În loc să zică să nu poftești nimic, zice să iubești pe aproapele ca pe tine însuți. Păi ce înseamnă să poftești dintre cele ale aproapelui? Înseamnă să-l ucizi, să-l scoți de acolo. Și Mântuitorul ne arată în sfârșit partea cealaltă a uciderii, pentru că nu toată uciderea este interzisă. Acum ne poruncește Dumnezeu să ucidem, adică să ucidem pe aproapele în sensul de a-l desființa și a ne-l trece nouă. Să-l iubim ca pe noi înșine, adică nu mai există aproape, existăm noi lângă noi înșine. Asta înseamnă că Dumnezeu ne transmite foarte clar că a ucide nu este un lucru de care să ne temem, ci este un lucru pe care trebuie să-l împlinim așa cum se cuvine. Să ucidem patima, să ucidem ceea ce nu vrem pentru noi și pentru aproapele, să ucidem tot ceea ce înseamnă gând rău care vine asupra noastră. Să nu ucidem însă pe aproapele nostru decât în sensul figurativ, încât să facem ca el să nu mai existe, ci să existăm noi, așa cum le-am spus de câteva ori tinerilor care vin la căsătorie, zic, fraților, uitați-vă la voi, ați intrat doi și ieșiți unul singur din biserică, pentru că așa e învățătura de credință. Vin doi și ies unul pentru că s-au unit într-un singur trup. Dar frumos zicea părintele, se zice, da, tată, un singur trup, dar cu două suflete. Adică nu-i spovedesc pe amândoi odată. E de ținut minte. Și le spuneam, în momentul în care se pogoară Duhul la taina cununiei, se desființează celălalt. Nu mai există celălalt. Nu mai e pe cine da vina. Dacă te duci acasă și găsești lucrurile în neorânduială, e clar, nu mai e vina celuilalt, e vina ta. Dacă nu mai ai pe cine da vina, este frumos să înțelegi că tu ești cel care trebuie să pui mâna și să faci. Dacă vezi o ceașcă de cafea nespălată, e clar, tu trebuie să o speli, nu mai dai vina că hai, cine a băut ultimul și mai departe. Nu. Asta înseamnă să-l ucizi pe celălalt în sensul pozitiv, în sensul pe care astăzi Mântuitorul ni-l arată ca să putem ce? Să intrăm în împărăția lui Dumnezeu.
Pentru că dacă o facem după mintea omenească, ne spune foarte clar Mântuitorul, când a fost întrebat de către apostoli care s-au speriat, o tată, dacă nici ăsta cu bani nu poate să intre în împărăție, de parcă ar trebui să intre în Parlament. Nu! Cu bani nu poate omul ăsta să intre în împărăție. Păi noi ce facem? Noi să rântoci de noi ce facem? Păi zice, nu! Nu este cu putință la oameni, ci la Dumnezeu este cu putință. Adică, dacă faceți după mintea voastră omenească, adică Dumnezeu ți-a dat cuțitul în mână. Știți că există și acum o expresie când cineva te angajează într-un loc foarte bine plătit, zice, băi, eu ți-am dat cuțitul și pâinea în mână. Ți-a dat cuțitul, acum ce faci cu el? Asta contează. Dumnezeu ți-a dat cuțitul, dar tu ce faci? Poți să tai pâine să împarci la ceilalți? Sau, așa cum am spus, poți să-l vâri în jugulara vecinului sau aproape lui. Trebuie să știm că, însă, nu după legea omenească vom intra în împărăția lui Dumnezeu. Și cred că mai tulburătoare situație în care ne-a pus astăzi Mântuitorul nu ne-a pus niciodată. Pentru că noi credeam că putem să facem ceva și astăzi aflăm că nu prea putem să facem. Dar ne-a învățat totuși. Mântuitorul ne învață astăzi prin acest lucru că lui Dumnezeu îi place atitudinea noastră de a merge într-o direcție bună. Dumnezeu nu vrea de la noi să ajungem, ci vrea să pornim. Așa cum spuneam și altă dată, nu destinația este interesantă, ci călătoria până la ea. Ce ar însemna dacă ne-am bucura numai decât dacă am ajunge într-o parte sau într-alta? Sau am ajunge într-o etapă sau într-alta? Acum aștept eu peste 3 săptămâni să ajung să fiu bunic. Păi dacă aș aștepta așa fix aici în fața dumneavoastră și când vine momentul ăla să vină așa ca un trăznet, păi momentul ăla e unul singur. Că bunic te faci odată și gata. Și rămâi așa. Ei, problema este următoarea. Călătoria până la a ajunge la acel moment și călătoria după ce ajung la acel moment este bucuria vieții. Pentru că altfel ar fi ceva așa, ca la X și 0. Am pus aici X, ăla nu mai poate să pună 0. Nu, trebuie să fie frumusețea jocului. Nu e ca la celelalte sporturi. Este o frumusețe în a juca și în a participa. Nu frumusețea scorului. Mă interesează să fac așa un scor de Maidan cu nu știu care. Nu. Important este să joc. Important este ca Dumnezeu să mă vadă că mă străduiesc. Pentru că nu pot eu să-mi clădesc fericirea, pentru că așa a zis Mântuitorul. La oameni nu e cu putință, să ne intre bine în cap lucrul ăsta. Dar noi ce putem face? Putem să-L influențăm pe Dumnezeu astfel încât El să ne cheme. Așa cum l-a chemat pe Petru. Zice, vino la mine pe mare și a venit. Până când a înlocuit logica celui care l-a chemat să vină pe mare, a înlocuit-o Petru cu logica lui. Zice, păi stai puțin, că dacă e o nălucă, eu ce mă fac? Și a început să se afunde. Vedeți că Dumnezeu ne vrea în călătorie, ne vrea într-o atitudine de mișcare către El. Fraților, să revenim însă la bogăție. Și foarte frumos spunea cineva, inspirat de altminteri, că nu este atât de bine și de plăcut să fii bogat, cât este de neplăcut să fii sărac. Să știți că este mare adâncime în aceste lucruri. Nici măcar nu știm ce înseamnă fericirea de a fi bogat sau de a nu fi sărac. Spuneam și altădată că un om bogat nu este un om care are de toate, un om care are multe, ci este un om căruia îi lipsesc puține. Ce îți lipsește? Îți lipsește lucrul care, de care ai nevoie. Întotdeauna, dacă o femeie se duce în dressing și ai un eveniment, bineînțeles că din acel dressing, care poate să aibă de la 3 nivele, am văzut și de asta, să știți, să nu vorbesc din... Și nu e vorba de mall-uri, nu, de casa omului. 3 nivele numai cu rochii. Știți ce lipsește din alea 3 nivele? Fix garderoba care trebuie. Și atunci stai și te crucești. Păi cum adică? Păi lipsește. Da, bineînțeles. Înseamnă că nu este bogată încă.
mai trebuie? Ce mai trebuie? Dacă însă ești acasă, cu soția ta care are o singură rochie cu care se duce la evenimente, cu care a fost și la cununia civilă, cu care i-a ajutat Dumnezeu să nu își schimbe dimensiunile și s-a dus și la când a fost soacră mică și așa mai departe, o ai ore pe aia de bună, care este pogorâtă dintr-un pod și care este un costum popular și avem evenimentul cu tare. Să duci și să îmbracă. Hopa! Păi stai mă, tu, care e una singură, înseamnă că ești mai bogată decât cea care are trei nivele de garderobă. De ce? Pentru că aia n-a găsit și tu ai găsit. Înseamnă că bogăția nu așa se calculează. Înseamnă că bogat este cel căruia îi lipsesc puține. Nu care are multe, că dacă ai multe, s-ar putea să n-ai exact ce trebuie. Iubiți credincioși, bogăția nu trebuie să ne sperie nici când este prea multă, nici când în partea cealaltă este prea puțină. Mi-aduc aminte că printre primele mele dialoguri, când aveam 11 ani și l-am întâlnit pe părintele Arsenie, a fost următorul. M-a văzut că acum la 11 ani și într-o vreme în care nu prea se făcea inginerie la școală și așa mai departe, m-a văzut că nu prea aveam subiecte așa. Și mă uitam la el, probabil că prin privirea mea, vedea ceva mirare și zice, tată, să nu te sperii de Dumnezeu când este mare acolo sus în cer, ci atunci când vine la tine să face mic. Și atunci am înțeles că toate sunt relative. Nici de bogăție nu trebuie să vă speriați atunci când vă uitați la ceea ce vă lipsește. Că de multe ori credem că bogăție înseamnă exact ce ne lipsește nouă. Nu. Ci să ne coborâm la bogăția care este și să face mică în noi. Ca să înțelegeți mai bine, erau doi năzdrăvani de ăștia, înainte de a se inventa terorismul. Doi năzdrăvani pe câmp și se uitau așa, zice, băi, știi care-i treaba, mă? Zice, hai mă să facem și noi ceva bani. Ispita asta cu banii a fost pentru toate generațiile. Eram mic când am auzit lucrul ăsta. Zice, cum mă? Băi, să deturnăm un avion. Păi, du-te bă, de-a ce, bă, ce mare, cum să... Nu, îl deturnăm când e acolo, sus, e mic. Și de atunci mă gândesc eu că și bogăția e la fel. Te uiți așa pe lângă bogăție, bă, dar mare, dacă te dai puțin mai înapoi așa și vezi bogăția pe care o ai și nu o bagi în seamă, atunci trebuie să-ți dai seama ce înseamnă bogăție. Bogăție înseamnă sănătate. Cine nu o are, începe să o prețuiască. Dacă acum ați face un exercițiu de imaginație, vreau să vă gândiți numai la cât v-ar trebui, ce instrumentar v-ar trebui dacă nu ați putea să respirați singuri. Vă spun eu, sunt vreo două camere pe două nivele ca să poate să vă facă o respirație artificială așa după tot canonul. Cei care stau la dializă câte 3-4 ore, de 2 sau de 3 ori, de 4 ori pe săptămână, știu ce înseamnă timpul întotdeauna. Noi 3-4 ore le folosim, cum zice românul, le avem la cheremul nostru. Puneți-vă măcar într-o săptămână în gând să folosiți 3 zile, 4 ore, ca să vedeți ce înseamnă adevăratul timp. Noi, care ne văietăm că nu avem, atunci începem să vedem cât de bogați suntem, pentru că suntem foarte bogați. Și chiar dacă v-am mai spus și altă dată, eu am aflat într-o seară de la un anunț umanitar că am vreun 1.000.000 de euro. Și le-am zis fetelor mele, fetelor, suntem bogați. De ce? Păi avem 1.000.000 de euro. Oule, cum? Unde? Zic, uite acolo ce scrie. Cu tare familie are nevoie ca să-și ducă copilul ca să mai trăiască la o clinică și costă așa și așa și mai departe. În momentul în care nu ai nevoie de o sumă, înseamnă că suma aceea, dacă ai avea-o, ai cheltui-o. Ăștia sunt banii noștri. Asta e bogăția noastră. Să nu credem acum că ceea ce s-a întâmplat acum 2000 de ani e pentru acum 2000 de ani, că s-a întâlnit Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, cu un bogat. Așa, da, treaba între ei acolo, fie la ei. Nu, bă, tată, e pentru noi. Noi suntem bogați. Noi suntem bogați. Dacă ne cere Dumnezeu nouă, să vindem totul. Acum câțiva dintre noi se gândesc, la câte n-am casă, să dau ratele la bancă, le-aș da oricând. Nu e problema asta. Dar de ce
nu punem în balanță bogăția noastră. Timpul, ne-a dat Dumnezeu timp. Să dăm timp din timpul nostru unuia care are nevoie de un sfat, de o îmbrățișare, de o privire frumoasă. Am făcut lucrul acesta. Păi vedeți ce vrea Dumnezeu de la noi? Hai că ne întoarcem încet, încet și vedem ce vrea Dumnezeu de la noi. Nu vrea Dumnezeu lucruri imposibile. Vrea lucruri dumnezeiești, desăvârșite. Du-te și vinde toate. Mă, fratele meu, tu care n-ai timp de nimeni și de nimic, rupe-ți din timpul ăsta și dă-l altora. Asta înseamnă să vinzi totul și să mergi după Hristos. Să nu credeți acum că Dumnezeu ne vrea săraci. Apropo de lucrul acesta, mi-aduc aminte când am făcut, ca să-mi ridic casa, unul dintre împrumuturi, că trebuie să faci mai multe ca să ridici o casă, eram un fiu de-al meu duhovnicesc, director de o filială și m-a ajutat să iau împrumutul. Acum, după ce l-am achitat, pot să vă spun că n-a fost chiar în regulă cu documentele, dar treaba mea. Știa omul că pot să-i dau înapoi banii. Și la un moment dat, după ce îmi cerea în fiecare zi câte 5-6 acte, 5-6 acte, după 3 săptămâni deja începeau să expire primele pe care le puse. Băi, zic, vezi, trebuie să expire celelalte. Și zic, dar ce vă trebuie atâta? Păi să demonstrăm că aveți, că puteți, că nu știu ce. Păi zic, tata, dacă aveam, nu mai aveam nevoie de bancă. Zice, a, nu, părinte, n-ați înțeles nimic. Credeți că banca are nevoie de oameni săraci? Nu, are nevoie de oameni bogați. Și mi-a închis gura. Păi dacă banca are nevoie de oameni bogați, credeți că Dumnezeu are nevoie de oameni săraci? Are nevoie de oameni bogați, dar care să știe ce bogăție au. Și anume, astăzi ne învață pericopa pe care am citit-o, ne învață despre această bogăție. Dumnezeu ne vrea bogați. Adică, a zis Mântuitorul, vinde tot, împarte săraciul și opa, și ce zice, bă, da, asta vrea Dumnezeu de la noi, hai să vinde tot. Băi, o nebunie, să vin, să dai săracilor una alta. Dar după aia a zis, și vino după mine. Opa, deci Dumnezeu trimite alternativă, nu te lasă pe stradă. Nu cumva să vă apucați să faceți prostii. Trebuie să știți pentru ce faceți acest lucru. Nu vrea Dumnezeu să stăm pe stradă, că de au rulat ce plină gara. Dar credeți că aceștia sunt în targetul lui Dumnezeu să-i aducă la el așa, prin canalizare? Nu, la Dumnezeu nu s-aruge numai prin canalizare, s-aruge pe sus. Trebuie să fim foarte atenți. Ce facem? Cum vindem averea noastră? Am spus, asta cu timpul, v-am spus-o că sunt mai apropiat de această situație. Timpul acesta, pe care toată lumea știe că îl prețuiesc așa de mult, încerc să-l dau din ce în ce mai mult celorlalți. Când o să fiu în stare să vă dau și alt exemplu, vi-l voi da cu siguranță, dacă îmi dă Dumnezeu timp să vă spun multe lucruri frumoase, vi-l voi spune. Important este să știm că avem ce vinde, avem ce da. Dacă vă uitați prin casele dumneavoastră și prin sertare și vedeți un lucru pe care nu l-ați mai folosit două sezoane, vă rog frumos să știți că acele lucruri lipsesc din altă parte. Uitați-vă acum că se încheie vara. Să vă uitați bine în garderobă și să vedeți cam cu ce lucruri mai ieșiți în primăvara următoare. S-ar putea ca lucrurile pe care le puneți deoparte, lasă să fie, lasă că o să văd, ălea cu siguranță că 1. Vă aglomerează sertarele. 2. Vă strâng de gât prin casă și o să vă dați de colo-colo și dintr-o casă frumoasă o să fie o casă urâtă, pentru că o casă plină este o casă urâtă. O casă frumoasă este o casă aerisită, în care dacă ai 3 lucruri, e clar că ai nevoie de acele 3 lucruri. Dacă ai 10, deja și folosești numai 8 sau 7, e o casă aglomerată. Uitați-vă prin case, pentru că asta vrea Dumnezeu de la noi. Nu calcule omenești, să vedem poate sezonul următor mai vine sau pantofii ăștia îi mai folosesc când plouă mai tare pe afară. Nu, fraților! Ce folosim? Să folosim cu demnitate și să folosim și dacă noi nu mai putem să folosim, pentru că poate avem o pereche de pantofi în plus, să-i dăm unuia care are o pereche în minus. Și așa înseamnă că am vândut toate și am venit după Hristos. Iubiți credincioși, a ne mântui, a găsi viața veșnică, nu este la îndemâna omului, ci toate sunt cu putere la Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu să înțelegem.